Este mare prijire culturii maghiare. Eu mă bucur că pentru început sunteți cei care sunteți. Asta înseamnă că arătați un mare interes față de titlul acestei expoziții. Expoziția are ca rol, după cum v-ați dat seama și din titlu, să atragă un semnal de atenție, de alarmă chiar, în ceea ce privește situația tezaurilor naționale sub orice formă, de la cele imobiliare până la cele materiale, mobile, pentru că, o știți foarte bine, legislația este așa cum este, lasă loc de interpretări, au apărut peste noapte fel de fel de moștenitori care n-au nici clinici, mânecă cu diverse imobile, case și așa mai departe. Clujul este unul din aceste victime, dar nu numai. Eu am o deosebită plăcere să avem invitați. Am să încep oarecum invers, în sensul că de regulă curatul Golare vorbește ultimul. Da. Am să încep cu invitatul nostru de la București, e vorba de Dragoș Neamu, care este directorul executiv al Rețelei Naționale a Muzeelor. Până de curând, dacă mă corectez tu pe urmă, până de curând a fost consilier al ministrului Ion Alexandrescu. Și a Corinei Șuteu, într-un fel capul răutăților pentru câteva lucruri bune care s-au petrecut în ultimul an, și anume includerea sitului de la Roșia Montană prin statutul de situri arheologice protejate de UNESCO și, evident, el chiar este capul răutăților în ceea ce privește statuia Cumințenia Pământului, inițiatorul acestei dar tu ai venit cu ideea, totdeauna nu trebuie să o pățească, nu ai ce face, trebuie să asume această sarcină. Pentru felul cum a fost organizată această expoziție, ea este într-un fel, a fost nu chiar itinerantă, dar să zicem că prin dorința noastră a devenit oarecum itinerantă. O să vă spun invitații mei, pentru că celălalt este mai cunoscut publicului clujean, este prietenul și colegul Tudor Sălăgean, directorul Muzeului de Etnografie din Cluj, dar și membru Consiliului Executiv al Rețelei Naționale a Muzeelor. Greșesc? Nu. Am să dau cuvântul lui Dragoș și apoi... Bună seara!